publicul țintă, segmentele de clienți și nevoia, problema principală pe care noi o rezolvăm pentru acel public țintă și pentru acele segmente de clienți. Acum, care e diferența? Publicul țintă, să zicem că, uite, hai să luăm TBF-ul ca exemplu, după aceea putem să luăm termene ca exemplu ca să se înțeleagă mai bine. Publicul țintă, la mine, normal, sunt antreprenorii și top manageri. Ăsta da? e publicul țintă. A, segmentele de clienți sunt, sunt multiple în acest public țintă. Sunt antreprenori cu businessuri peste 20-30 de milioane. Sunt antreprenori cu businessuri între 5 și 10-20 de milioane, pentru că e foarte diferi, sunt foarte diferite problemele la ei. Sunt antreprenori cu businessuri între 1 și 5 milioane, unde din nou sunt diferite problemele la ei. Și sunt antreprenori în, în partea de startup. Da? La fel, avem top, pe top manageri. Sunt top manageri în companii unde au un cuvânt de spus. Nu sunt top manager din startup-uri unde de cel mai multe ori acolo nu prea au un cuvânt de spus decât în fața, pentru că antreprenorul ia toate deciziile. Da? Și atunci am public cu antreprenori și top manager, dar am mai multe segmente de clienți care de cel mai multe ori îi tratez diferit, iar nevoia, problema principală pe care o rezolvăm este să-i să ajutăm să, să, să scaleze, să crească, să crească internațional. Asta este nevoia principală pentru care venim. Că rezolvăm 11.000 de alte nevoi pe parcurs, corect. Însă nevoia principală, asta este. Acum, la termen, publicul țintă. Companiile din România. Toate companiile din România și segmentarea uh, o facem în funcție de industrii dar mai mult o facem în funcție de tipul companiilor pe cifră de afaceri. Și avem patru business unituri. Dacă ne uităm, am segmentat companiile enterprise, care pentru noi sunt cele cu peste 10 milioane de euro de cifră de afaceri, companiile medii, între 1 și 10 milioane, Companiile într-o mii și un milion de euro, și toate celelalte pe care noi le, numim, le denumim companii micro. Și la fel, nevoile pe care le adresăm diferă de la business unit la business unit. O putem spune că furnizăm informații despre companiile de România, aici okay, îi ajutăm să se protejeze în cadrul parteneriatelor. Dar exact. ceea ce facem. Nevoia, este principală mult mai este, nevoia principală este de protecție. Asta da. este nevoia principală. că apoi pe fiecare business unit, pe fiecare segment de client. Există nevoi unice, ok, dar nevoia principală, nevoia mare, este nevoia de siguranță. Da? Asta e ceea ce de protecție. Dragilor, să nu faceți greșeala de a trece atunci când vă gândiți la un model de business sau vă la un investitor, să spuneți că uh, toată lumea uh, e clientul vostru. Când sunteți întrebați cine vă sunt clienții, voi să spuneți toată lumea, toate companiile, toate persoanele, uh, oricine are nevoie de ceea ce vând, uh, ce vindeți voi, pentru că nu este așa niciodată. Dacă ați spus asta, ați dat-o cu piciorul în baltă încă de la Noi început tot. și investitorii încep să nu te mai asculte orice nebunie urmează tu să spui. Deci este ca un, cum să zic, e, e ca un păcat în biserică când te duci. <laughs> asta și cu celălalt păcat, când ești întrebat care sunt concurenții și tu spui că n-ai concurenți, că ceea ce faci tu este unic. <laughs> Da, asta este o altă, o altă nebunie și anume, fie că tu, îi, tu creezi o piață care n-a -a existat niciodată, tu tot ai concurență. Pentru Bun. că tu concurezi uh, cu. tu concurezi pe banii potențialilor clienți. Și acum, potențialii clienți au o anumită sumă de bani lunară sau anuală disponibilă. Acum, în acest moment, ei cheltuie acea sumă de bani într-un anumit fel, la clientul ăla, la clientul ăla, la omul ăla, la, uh, uh, își cumpără aia, își cumpără aia, își cumpără aia. Ca să poată să cumpere de la tine, trebuie să renunțe la cineva. E bine, ți-ai găsit concurența. Sunt Adrian Dragomir și te aștept în fiecare dimineață de la ora 10 până pe 18 decembrie, împreună cu prietenul și partenerul meu, Răzvan Căzănescu de la TBF, să discutăm despre cum să ne facem afacerile mai predictibile și mai scalabile.